Pentru că tu m-ai văzut și ai crezut, e foarte bine. Tomaș a răscumpărat această greșeală, să știți. El a ajuns în India și a predicat trupul lui împărțit în două morminte cu bucăți din trupul lui, pentru că toți l-au îndrăgit acolo creștinii și o mare tradiție în zona unde este Toma, apostol, s-a dus cu Evanghelia lui Matei după el, scrisă în aramaică, asta n-a avut Toma Evanghelia lui, ale sunt niște apocrife. Și a făcut în India creștinism. Nu cu biserică împodobită cu candele, nu cu potir, nu cu liturghie, nu cu cântăreți. Singur el, da, s-a dus la masa regelui și când se cântau psalmi de jale, el plângea. Și o slugă i-a tras o palmă și el l-a binecuvântat și mâna s-a uscat pe loc și a știut că acolo e puterea lui Dumnezeu. După aceea a luat bani de la rege și a făcut un palat împărțind totul săracilor. Și a zis, palatul tău e în cer pentru fratele care murise. Și când l-a băgat în temniță să-l pedepsească pe Toma, noaptea l-a visat regele pe fratele său și a spus să nu faci nimic acestui drept. Uite ce palat mi-a făcut mie în cer. Și fratele s-a spus, vreau și eu un asemenea palat. Păi dacă vrei, dă-i acestui meșter, că numai el poate să ți-l facă. Și prin acest semn dumnezeiesc, Toma a putut încreștina India, este și numele împăratului, am citit din Sanaxar, nu mi-a rămas prin cap că s-a obosit. Și Toma a rămas în creștinismul Indiei, acolo unde sunt hinduși, au alte concepte. În schimb, hinduismul, să știți că este o religie a bunului simț, de aceea și-a prins creștinismul frumos. Ca și budismul, care este tot o religie a bunului simț, noi cultivăm sărăcia și spunem la creștini că să fim săraci cu Duhul sau săraci și să plângem și nu știu ce, dar noi nu dăm doi bani pe astea. În schimb, să știți că la hinduși, primul lor semn este să nu facă niciodată rău. El dacă vede o furnică, o dă cu piciorul și nu o calcă, cu o mătură. Dacă vede un animal, nu-l ucide. Stă cu gabela aia întinsă și dacă primește ceva de mâncare, mănâncă, dacă are în plus până seara în parte, să nu rămână în iubirea de sine. Noi în iubirea de sine avem beciu plin cu murături, cu cartofi, cu morcov, cu zacuscă, cu băutură, cu bere, cu țuică, cu vin, cu zarzavaturi, cu legume. Deci suntem hinduși desăvârșiți. Dar, în schimb, și ei doresc nemurirea pe care nu o înțeleg, și Toma, prin semănarea creștinismului, a reușit să facă o mare parte. Ei sunt un miliard și ceva de hinduși, nu sunt unul sau doi, dar a reușit să facă o breșă, un cuibuleț al creștinilor, din care, când mergeți, care ați fost pe la Sfântul Mormânt, ați văzut și din India, din țările Indiei, vin și se închină la Sfântul Mormânt. Unii sunt catolici, unii sunt ortodoxi, unii sunt protestanți, că acum s-au băgat toți cu misiunea, cu expansiunea, cu intratul, cu prozelitismul. Dar aceste fărâme de creștinism vor duce Evanghelia la toată lumea. Și Toma a plătit prin moarte. De aceea, el și-a răscumpărat păcatul atingerii coastei Mântuitorului, fiindcă a murit ca un martir. Deci a văzut sânge, a atins sânge, a pipăit sânge și și-a dat sângele. Adică n-a fost un apostol de la birou, dacă vrei te îndrepți, dacă nu vrei nu te îndrepți, ci s-a dus în mijlocul păgânilor. Încercați să vă închipuiți, spune că e un preoțel de ăsta tânăr. O, dar ce oameni puțin vin la biserică, dar ce ai făcut tu să-i aduci la biserică? Convinge-i pe creștini că Dumnezeu are nevoie de ei la liturghie. Convinge-i pe creștini că trebuie să-L mănânce pe Hristos. Convinge-i pe creștini că trebuie să plivească mormintele părinților, nu să pască vaca prin cimitir. Convinge-i pe creștini că trebuie să facă Sfânta Cruce. Convinge-i pe creștini că trebuie să postească miercurea și vinerea. Convinge-i că trebuie să se spovedească. Eu am lucrat într-un sat fără biserică, și când a venit preotul paroh acolo, a avut atâta bun simț, că am rămas eu mirat. M-a căutat într-o zi și am zis, măi, ce-o fi vrând de asta? Și a spus, vreau să vă spun ceva în particular.
Zic, dacă am greșit cu ceva, mă scuzați. Nu, părinte, nu-i vorba de nicio greșeală. Eu sunt paroh în satul Cutare. Vă mulțumesc că eu, deși am făcut teologia, niciodată n-am știut că pot exista creștini atât de ordonați. Îmi făceam probleme cum voi posti la, cum îi voi spovedi la postul mare, cum să-i abordez. Veneau la spovedit cu cărticica și îmi spuneau, părinte, am ținut postul, asta e lista de păcate, atâta canon am făcut, vreau să mă împărtășesc, eu mă împărtășesc la o lună, eu la 40 zile, eu la 3 săptămâni, așa ne-a învățat părintele. Și lui a venit foarte ușor, pentru că au venit la spovedit pregătiți, nu să stea să spună prostii și bălării, adică erau total formați. Și a zis, părinte, mi-a venit atât de ușor ca o mănușă, eu de la ei am învățat cum să fac treabă în biserică, pentru că este părinte, aici se face așa, aici se face așa și nu s-a supărat. Și oamenii s-au atașat de el și acum parohia e foarte frumoasă și bună. Și dacă vrei, poți să duci omul în biserică. Când s-a făcut bisericuța în satul ăla, s-au opus câțiva. Și mi-am băgat eu coarnele și am vorbit cu câțiva mai deștepți și am spus, bă, de ce să n-aveți liturghie în sat? Ce, satul vostru e blestemat? Ce dacă se face o palmă de biserică? Și l-am sprijinit pe preot, Ușurel, prin mici relații, și a făcut bisericuța acolo și acum e o parohie foarte plină și iubită, deși satul nu-i mare, vin din alte sate acolo la biserică. Pentru că preotul este un om destoinic și își face datoria. Deci, dacă Toma între păgâni a putut face creștinism, cum să te plângi tu, preot slujitor, între ortodoxi că nu poți face creștinism? Ce, trebuie să inventezi tu altă cruce, să inventezi alt Hristos, altă liturghie? Nu. Trebuie să le înviezi că oamenii le-au ucis cu nepăsarea lor. De aceea vrei să pui mâna în coastă, să simți că este Dumnezeu, că tu nu știi cine e Dumnezeu. Dumnezeu e în tine. Spune mai departe Mântuitorul, mai fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a făcut înainte ucenicilor săi, iată ce îmi spune finalul, și multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iar crezând în El, cum am început eu Evanghelia, că am luat-o de la coadă, să aveți viață veșnică. Să dea Dumnezeu să fiți binecuvântați, sănătoși, frumoși și plini de credință și să aveți viață veșnică. Hristos a înviat! Adevărat, amin.